Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. A trecut peste noi o duminică, duminica acestei femei din Canaan, care, trebuie să spun, ca de fiecare dată, teologic și uman entuziasmează. O femeie care are o problemă cu fetița ei care este bolnavă și cere ajutorul lui Hristos. Domnul Hristos îi spune că nu este trimis către poporul acesta al cananiților, iar ea răspunde, da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Un răspuns inteligent, smerit și plin de cultură, de cultura cunoașterii celuilalt. Exact ce am învățat toată săptămâna trecută, parcurgând epistola către Iacov și epistola 1 a lui Petru, unde ni se cere tot timpul să iubim cu stăruință, dar și cu înțelepciunea smereniei. Finalul este limpede. Domnul Hristos face minunea, împlinește minunea cerută de femeie, iar finalul este așa: o femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești, și s-a tămăduit fiica ei din ceasul acela. E impresionantă, știu eu, viteza de reacție a Mântuitorului la cererea femeii. Pentru că de fiecare dată când vrea să facă minuni, Domnul este cu un pas înaintea noastră, este tot timpul atent la ceea ce cerem pentru a putea să fie împlinită minunea. Femeia nu cere nimic în fond pentru ea, cere pentru ceea pe care o socotea la fel de importantă ca viața ei și care este copilul său minunat. Îngăduiți-mi și de la microfonul acestei bucăți de zi de zi să vă spun că, în ciuda tuturor aparențelor, cele mai importante lucruri din viața noastră rămân copiii. Ei sunt șansa noastră ca ziua de mâine să fie mult mai luminoasă și mult mai plină de sens. Și chiar dacă uneori pare că mâncăm din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor, Hristos este stăpânul tuturor și fărâmiturile pe care El ni le dăruiește spre hrană sunt cuvintele vieții veșnice, care nu se iau de la noi și împlinesc câte o minune cu fiecare dintre noi în parte. Copiilor noștri, așadar, plecăciune, spor la o săptămână frumoasă, iar dumneavoastră, fiecăruia dintre dumneavoastră în parte, o îmbrățișare strașnică. Mâine e o nouă zi.